care o perioadă a fost chiar coleg cu Adrian Mutu, cum ați auzit mai devreme. A fost un moment în care a zis că vrea să lase deoparte toate aceste lucruri pentru că a simțit o chemare specială către cele sfinte și a ales biserica, iar anul acesta a devenit preot. Așa că îl invit în platou să-și spună extraordinara poveste pe care nu trebuie să o ratați pe părintele Sergiu Păcurar. Amen. Doamna părinte. Doamne ajută la toată lumea. Mulțumim mult de tot, să luăm un loc și mulțumesc. Să le spunem oamenilor povestea ta care este incredibilă, Sergiu. Ai 27 de ani. Da. Mulți înainte. Mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc întâi ție pentru invitație și pentru faptul că ne putem afla astăzi în mijlocul dumneavoastră. Și totodată mitropolitului nostru, părinte Andrei, pentru binecuvântare și pentru purtarea de grijă pe care mi-a arătat-o de când am venit aici la Cluj la teologie până ziua de astăzi. Pentru că tu ai început teologia în 2017. Da, în 2017 am început teologia la Cluj-Napoca, am terminat și iată-mă astăzi preot din mila lui Dumnezeu. Dar eu știu că ai făcut 14 ani fotbal. Ai jucat până și cu Adi Mutu și primul lucru pe care vreau să te întreb era Ronaldo sau Messi, știi? Dar ai renunțat la toți anii ăștia de fotbal și la cariera pe care puteai să ai acolo. Uite, acolo ești tu. Da, pe vremea când jucam fotbal, da. Și te-ai dus către biserică. Cum s-a întâmplat? Sincer să fiu, cred că în perioada, în viața fiecărui om vine așa un moment de, poate de turnură, dar când pui așa în balans lucrurile care contează cu adevărat în viață și deja un taler înclină spre altceva, deja ăsta merge mai jos și se tot ridică. Așa am făcut și eu cu teologia. Să spun așa, începuturile hotărârii mele au fost prin anul 2015, când am început deja să mă informez, să mă documentez legat de tematica intrării la teologie, admiterii. Și de atunci am început așa încet, încet să descresc acest traseu fotbalistic și m-am axat pe teologie. Am lăsat tot în spate. Dar s-a întâmplat un moment, a fost ceva care te-a făcut să faci pasul ăsta? Pentru că de la faima de pe stadioane, de la aplauzele pe care puteai să le primești acolo, de la concursurile de frumusețe unde ai fost mister, știi ce spun? Adică, cu totul și cu totul altă lume, ai luat decizia să te duci aici. Da. Dorul pentru Dumnezeu și față de biserică a fost un dor mare și aveam așa ca o flacără în mine care ardea. Și atunci am spus că nu are rost sau mă gândeam așa în sinea mea, acum este momentul să fac treaba asta. Dumnezeu nu necesită și nu merită întârziere din partea noastră. Și cum spune Evanghelia... Chestiile astea vin când afli, nu știu, poate că e o problemă de sănătate, că îți pierzi pe cineva. La tine n-a fost nimic din treaba asta. Nu am. Am pierdut persoane dragi, dar deja eram la teologie și lucrul ăsta m-a ajutat să trec mai ușor peste. Dar n-am avut nicio boală, n-am avut absolut nimic, ci pur și simplu dorul pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Care venea și probabil și din copilărie când mergeai cu bunica ta și întotdeauna ea se oprea la biserică să spună o rugăciune. Da, mergeam, țin minte, cu bunica la biserică în fiecare duminică și aveam răbdare atât cât avea un copil mic și am putut înțelege cât se putea înțelege la momentul respectiv. Dar îmi aduc aminte, probabil, acesta fiind factorul declanșator al convertirii mele sau al dorului meu pentru Dumnezeu, cred că tot la dumneavoastră pe program se difuza filmul Iisus din Nazaret, din regia lui Franco Zeffirelli. Și în fiecare an mă uitam la film și când ajungea în momentul culminant al răstignirii Mântuitorului, mă gândeam că poate anul ăsta va fi diferit și deznodământul se va schimba, adică Hristos să nu mai fie răstignit pe cruce, să nu mai fie sânge, să nu mai fie suferință, dar asta credeam în puritatea mea sau în inocența mea de copil tânăr. Și până la urmă mi-am dat seama că deznodământul este același și Hristos până la urmă asta a făcut, s-a răstignit pentru noi în fiecare an. Ce zis familia când ai luat decizia, Sergiu, să te duci la teologie și să renunți la fotbal? Știu că ai venit cu tatăl tău. Da, am venit împreună cu tatăl meu. Familia, nu pot să spun că a fost Erai căsătorit? Uimită. Nu, nu eram căsătorit. Te-ai căsătorit? Ulterior, da. Ulterior. Anul trecut m-am căsătorit. Familia, nu pot să spun că a fost un șoc pentru ei, pentru că deja le-am dat câteva hinturi, să spun așa, că
m-am apropiat de biserică, începea deja să-mi placă misiunea aceasta pe care aveam să o îmbrățișez și, până la urmă, au văzut și rezultatul și sunt fericiți pentru mine, pentru ce am ajuns. La fotbal te mai uiți? Mă mai uit, cum să nu? E așa un microb în stare latentă care niciodată nu scade. Da. Și cu ce echipă ții tu? Din România țin cu Steaua. De mic am fost fan Steaua, cu Prosoape Peperescu, Steaua. Și așa soția? Am crescut. Soția este simpatizantă a echipei CFR Cluj. Am înțeles. Deci da. Când e meciul Steaua CFR Cluj... Da, facem un sacrilegiu și ne uităm împreună, dar așa, în liniște, dacă cumva marchează CFR-ul, ea se bucură moderat. Știi că mai e și vorba aia de multe ori când auzi, câteodată comentatorii spun, în seara asta Dumnezeu a fost stelist, sau rapidist, sau, nu știu, dinamovist. Da. Nu știu ce să spun din punctul ăsta de vedere. Cred că Dumnezeu nu este nici stelist, nici dinamovist. Și până la urmă vedeți că toți fotbaliștii se roagă și să câștige și pentru toate cele. Dar important este să ne rugăm să ne accidentăm în primul rând. Pentru că dacă te accidentezi nu mai poți să joci și cred că ăsta e cel mai rău lucru care se poate întâmpla pentru un sportiv de performanță. Să își mai poată arăta abilitățile în fața fanilor. Apropiații ce au zis când ai luat decizia să te duci la teologie și să renunți la fotbal, să începi un alt drum? Da, dacă pentru părinți nu a fost un șoc așa încă mare, ușor, să spun. Ușor observaseră că te drepți foarte puternic către biserică. Da, pentru prieteni a fost într-adevăr un șoc și deja de când am început să iau această decizie de a merge la teologie, toți îmi spuneau părinte, deși părinte ești abia după ce te hirotonește episcopul. A fost un șoc pentru ei. Ai fost coleg și cu Adi Mutu, nu? Da, pentru o scurtă perioadă de timp am fost coleg și cu el la Târgu Mureș, în sezonul 2015-2016, mi se pare că, și chiar m-am bucurat, vă dați seama. Când probabil... a fost Adi Mutu la SEA Târgu Mureș, da, nu? Da, să fii coleg cu probabil primii trei jucători din istoria națională României de fotbal este un lucru mare și te simți împlinit ca și copil, pentru că eram copil atunci. Ne uitam la televizor la ei și după aceea să mergi să dai mâna cu ei și a fost un lucru foarte frumos, un lucru pe care nu o să le uit niciodată. Dar știi ce vreau să te întreb? De multe ori observ că fotbaliștii au anturajul ăsta, și cluburi, și fete, și, nu știu, altă viață, o viață mondenă. Tu cum erai? După antrenamente, după meci? Am primit o educație sănătoasă și bună încă de când eram copil mic. Și niciodată nu m-am abătut, să spun așa, de la programul meu, de la rutina mea zilnică, chiar dacă probabil uneori rutina nu ajută. În cazul meu a funcționat. Terminam antrenamentul, mergeam la masă și după care mă puneam în pat la somn. Cam asta era programul meu de 15 ani, de când m-am apucat până m-am lăsat de fotbal. Acum mai joci fotbal? Da, mai joc fotbal cu colegii mei de la teologie și nu le-am fost spus inițial că am ajuns la un oarecare nivel fotbalistic. Și da, după ce au văzut, au fost bucuroși. Chiar mă bucur că pot să merg și să mai fac mișcare, pentru că acel proverb latin, mens sana in corpore sano, se aplică oriunde și oricând, indiferent de ocupație și misiunea pe care o ai. Iar acum, din 9 ianuarie, practic ai devenit cu acte în regulă, nu? Da, da, din 9 ianuarie am fost hirotonit preot la Gherla, în parohia Sâmboieni, și avem și o filie micuță, Târgușor. Oameni harnici, oameni vrednici de Dumnezeu, care sunt mereu cu sufletul deschis și dornici să te ajute și să facă lucruri pentru biserică. Foarte frumos. Deci, pe părintele Sergiu Păcurar, oameni buni, îl găsiți mai zile o dată oamenilor. Da, că... la parohia Sâmboieni, este mai exact la vreo 10-15 km de Gherla. Acolo avem casa, acolo avem biserica. O să avem și instalarea în parohie pe 30 ianuarie și o să fie un moment deosebit pentru micuța noastră comunitate, dar așa, trăitoare și cu Duhul. Oamenii de acolo știu povestea din parohie? Am apucat să-i cunosc foarte puțin. Nu le-am dezvăluit încă trecutul meu. Nici nu știu dacă
merită așa să fie dezvăluit. Nu pot să mă dau ca exemplu pentru nimeni, dar cu siguranță că urmăresc acum emisiunea noastră și sunt fericit din punctul ăsta de vedere. Înainte să mergi la teologie, ai participat la câteva concursuri de mister pe care le-ai și câștigat. Da, am avut oportunitatea de a participa. Am fost invitat la Mister Târgu Mureș în 2017, unde am câștigat, și la Mister Transilvania la vreo 2-3 luni distanță, după care am pus așa o barieră și m-am apucat de teologie. Așa a vrut Dumnezeu, am câștigat și acolo. Uite, exact, ca să vezi cum e viața unui om, tu ai 27 de ani acum. Da. Când treci prin toate aceste etape, atunci probabil când câștigai concursul de mister te gândeai că poate mâine, poi mâine o să urmezi o carieră de model, apoi când erai fotbalist și jucai în Liga 1, nu? Da, am jucat, dar am fost de câteva ori în lotul echipei mari și am fost probabil așa, la mustață, să debutez. În lotul unei echipe care era de Liga 1, te gândeai că toată viața poate asta va fi meseria ta, asta va fi. Și dintr-o dată se schimbă totul la 360 de grade. Așa este. Pot să spun că am avut o viață frumoasă și Dumnezeu mi-a dăruit multe de-a lungul timpului și am cerut. Eram că era mai mic, oare cum este să fii în Antalya, unde toate echipele de fotbal din România se duc. Și așa m-a rânduit Dumnezeu de a merge de 3 ori acolo. După care am spus, Doamne, vreau să intru la teologie. Am intrat la teologie. Dacă tot am intrat la teologie, care poate fi finalul? Să devii preot. Am zis sincer, nu mai știu ce să-i cer la Dumnezeu și mai bine nu-i mai cer, că le-am cerut destule și să-mi dea el ce știe mai bine pe parcurs. Dar cum ai cunoscut-o pe soția ta? Pe soția mea am cunoscut-o la Cluj, la biserică. De fapt, ne-am întâlnit. Am mers la o biserică comună, am așteptat afară după Sfânta Liturghie, am salutat-o, i-am spus ce am de gând, ea mi-a spus ce lucrează și am zis că să încercăm, că poate iasă ceva frumos. Și așa a și fost. Dar în ce domeniu lucrează ea? Ea a terminat ingineria la Cluj și pe ofertare lucrează acum. Uh-huh. Și practic acum este coana preoteasa. Da, ea este ajutorul meu, este mâna mea dreaptă. Este foarte importantă și misiunea unei preotese în parohie. Preotul când este plecat, ea trebuie să primească oamenii și musafiri din casă, să-i omenească, să le pună cele trebuințe înainte. Și de ce nu să-i catehizeze și ea, să învețe și ea pe cei care sunt mai puțin cunoscători ai tainelor bisericii, ceea ce trebuie să facă pe parcurs. Părinții te-au vizitat acolo? Da, sigur că da. Părinții m-au vizitat și le-a plăcut așa foarte mult ceea ce au văzut. Nu puteam să ne dorim ceva mai mult, părerea mea. Și trebuie să fiu mulțumitor și recunoscător pentru tot ce am primit. Eu îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi să ne spui povestea ta. Părintele Sergiu Păcurar, oameni buni, mulțumim mult de tot. Ați aflat cum i s-a schimbat așa viața și cum a apucat pe alt drum. Părinte, să ai cât mai mulți enoriași care să asculte sfaturile tale. Mulțumim și vă așteptăm cu drag pe la noi când aveți drum pe la Cluj, că nu-i tare departe Câmpia Turzii exact. De Gherla. Câmpia Turzii de Gherla. Mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Mulțumesc mult. Săruna, părinte. Oameni buni, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva momente.